La mijlocul lunii mai, statistica a făcut un anunț primit cu scepticism de unii, cu optimism de alții, anume că economia României a crescut în primul trimestru. În piața de publicitate, cum se simte evoluția economiei din ultima vreme? Ne bucur acest anunț, este un anunț pozitiv, asta face bine pieței, face bine și pieței de publicitate și pieței de media. Cu cât avem mai multe anunțuri pozitive, cu atâta investițiile, să sperăm că vor fi mai mari, vom încuraja și din această perspectivă investiția în media. Piața în ultimii ani a fost constantă din acest punct de vedere al investițiilor. După scăderile din 2008, după criză, s-a menținut cu o variație foarte mică de 5-10% an de an, ceea ce estimăm că se va întâmpla și în 2014. În cheltuieli efective de publicitate, ce înseamnă mai precis această evoluție constantă? În cifre? În cifre, televiziunea este undeva în jur de 200 de milioane și piața overall este undeva în jur de 300 de milioane. Euronet. Aveți o, deci e vorba de o prognoză pentru anul acesta, ce de 300 de milioane, sau e vorba de o prognoză pe anul trecut, o estimare pe anul trecut? Ce vreau să spun este că piața este relativ constantă, este relativ echilibrată din punct de vedere al cheltuielilor, ceea ce se va continua și în 2014. Deci puteți să o luați și ca pe o prognoză pentru 2014. Ce trebuie să se întâmple efectiv în economie, dincolo de anunțul statisticii, astfel încât piața să treacă de acest prag la care se află de câțiva ani încoace și să o ia în sus înapoi? Da, sunt foarte mulți factori. Nu cred că numai economia poate să contribuie la o creștere a cheltuielilor de publicitate. Cred că și noi, ca industrie, putem să contribuim foarte mult la asta. Cum? De pildă, după criză, scăderea care s-a întâmplat la nivel de 50% aproape, nu este doar un factor datorat crizei. Cred că și noi, ca piață, ar trebui să ne concentrăm un pic pe o evoluție pozitivă. Ar trebui să existe mai multă coeziune, mai multă hotărâre în a face lucrurile să meargă mai bine în acest proces de vânzare și de investiție în media. Până una alta, nu există vreun semn de coeziune în piață? Sunt semne pozitive. Sunt semne pozitive. Cred că există în ultima vreme o implicare mai mare și în cadrul organizațiilor din industrie în această direcție. Cel puțin trebuie să ne menținem și noi pozitiv ca și anunțurile de creștere a economiei. Și dacă anunțul de acum, de acum două săptămâni, nu înseamnă mare lucru în... Nu, înseamnă mare lucru, dar nu înseamnă că mâine vor crește investițiile în publicitate. Ce trebuie să se întâmple în economie, lăsând piața de publicitate, ca să o ia... Ce așteptări aveți voi? Ce trebuie să se întâmple ca voi, Media Investment, să spuneți gata, de acum o ia în sus? Repet, nu cred că este o relație directă. Cu cât economia merge mai bine, cu atât este un factor suplimentar pentru a merge mai bine și industria de publicitate. Asta este fără îndoială. Câtă vreme produsele nu se vând de la raft, este foarte greu să investești în publicitate. Adică trebuie să existe o corelație foarte limpede între vânzare și ceea ce se investește. Spuneai și tu că ce în economie e doar unul din factorii care influențează. Important, dar este unul dintre ei. Trecutul recent ne-a învățat că dacă se întâmplă ceva care să afecteze piața, nu o afectează de la începutul anului până la sfârșitul anului, ci pe parcursul mai multor ani. În ultima perioadă, care sunt cele mai importante evenimente și cel mai important eveniment care au afectat piața de media? Da. Din această perspectivă, revin la noi ca industrie. Orice factor extern care apare, în momentul în care piața este închegată și în momentul în care există colaborare între toți membrii industriei, orice factor extern negativ, să spunem, poate fi foarte ușor recuperat. Chiar dacă este o scădere pentru o anumită perioadă de timp a investițiilor din anumite motive externe, ele pot fi foarte ușor depășite în momentul în care noi ca industrie suntem uniți și
putem să reparăm acest factor extern disturbator. S-a întâmplat, de exemplu, cu ordonanța de publicității TV. Acum un an a apărut această ordonanță, piața a reacționat. Cum mai care caracteriză reacția? Da, eram sigur că o să ajungem și la ordonanță. S-a vorbit foarte mult despre ordonanță. Toată lumea și-a dat cu părerea despre această ordonanță în ultima vreme, cu bune și cu rele. S-a vorbit în piață, în public mai puțin. Ok, da. Da. Bun. Important este să vorbește în piață până la urmă, pentru că aici se fac contractele și aici se fac și gândirile și investițiile. În public, ok, nu știu dacă e relevant pentru public să se vorbească despre ordonanță. Dar urmările ordonanței au fost în principal o mare birocratizare a activității din industrie, atât la nivelul agențiilor, cât și la nivelul clienților. După cum am spus, investiția totală, anul trecut în publicitate, nu a scăzut. Deci ordonanța nu a avut neapărat ca efect scăderea overall a investițiilor. E adevărat că aceste investiții s-au redistribuit între playerii din industrie, dar asta e o altă discuție. Adică, ca efect, ordonanța nu a condus la o scădere a investiției în publicitate. Da. Cum s-au redistribuit între playerii? Bun, fiecare client a gândit din perspectiva lui această modificare. Cum am spus, a avut niște urmări birocratice. Clienții au fost expuși la niște activități la care nu erau expuși până în momentul acela, pentru că erau în totalitate realizate de agenție. Și ei au fost puși în fața situației de a face foarte multe plăți către foarte multe stații de televiziune, de a încheia niște contracte la care nu erau expuși. Brusc, alocarea timpului pentru a rezolva toate aceste chestiuni birocratice, cum am spus mai devreme, acest timp a crescut foarte mult. Și atunci firește că fiecare client în parte a luat anumite decizii. Fie de reducerea numărului de stații, fie de realocarea bugetului de la televiziune către alte medii. Până la urmă și-au făcut treaba. Adică campaniile lor, împreună cu noi, le-am gândit în așa fel încât obiectivele să fie atinse și să nu existe niciun fel de urmare în activitatea lor de comunicare din cauza acestei ordonanțe.